Dragii mei, bine v-am regăsit la o emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este profesor dr. Ciprian Bâlbă, preot și psihoterapeut. Bine ați revenit în emisiune, domnule. Bine v-am regăsit. Suntem îngroziți de ce vedem pe posturile de televiziune, de ce spun podcasturile, ce văd ziarele. Zi de zi vedem. Elev și-a agresat profesoara. Prietenă, înjundiată de prieten. Licee ne-amândoi, olimpici, deci nu niște retardați mintal, niște copii deștepți. Uh, individ își bate de nenorocește concubina. Altul și aruncă copilul pe fereastră. Deci lucruri de o violență inimaginabilă. Ia, nu mai vorbim. La chefuri, bătăi cu macete amenințări, în trafic și așa mai departe. Deci o, o escaladare a violenței cum nu a mai fost până, până acum. De ce credeți, ce factori uh, sunt care contribuie la această uh, creștere explozivă a violenței? Păi, să zic așa, pentru, pentru început, uh, doi. 1. Paleocortexul nostru, sistemul limbic, aici la baza coloanei, am mai discutat noi despre... Da. A, așa că ne-am explicat mecanismele de funcționare ale inteligenței emoționale. Și acolo e creierul reptilian, deci pe care îl avem împreună cu reptilele, cu animalele. Deci este o parte de animal în fiecare om. O parte fizică, fiziologică. Acolo este impulsivitatea, agresivitatea, sexualitatea, reproducerea, instinctul de conservare, egoismul acesta, proprietatea mea, mă lupt pentru a-mi păstra proprietatea, familia, interesele, banii, etc., etc. Și, categoric, avem o bază neurofiziologică, da, pentru a fi agresivi. Acum, a... fac o paranteză de la început. Agresivitate e deosebită de violență. Noastră foarte bine a spus violență. A înjunghiat un prieten și a înjunghiat prietena. Agresivitatea este ceva normal, natural pe, pentru om și îl ajută să trăiască. Este un cumul al voinței, o motivație, o forță prin care el își atinge țelurile. Însă neținută corespunzător în devine violență. Deci asta este unul. Deci neurofiziologia noastră, așa, ne îndeamnă spre, sau e o bază pentru a fi agresiv și dacă nu suntem atenți și nu avem valori morale să degenerăm prin comportamente violente. Și a doua este um, ideologia. Ideologia. Agresivitatea prin cuvânt. A spus toate zonele, canalele mediile de informare. Să, hai să nu generalizăm, pentru că generalizarea este argumentul celui fără argument, să nu zic altfel. Se vehiculează lucruri de genul acesta. Filmele, entertainmentul, da. e plin de violență. Un film, dacă nu e cu bătăi, cu să se încingă unii, să se urmărească, să se împuște, este cu dragoste. Dacă nu e cu dragoste, e cu violență. Și acum, la mare cinste, sunt filmele care le combină, pe toate gusturile, nu? Ca să aibă un public cât mai larg. Da. Jocurile pentru copii, consolele acelea, jocurile pe calculator, preferate de mulți copii. Da, așa. Sunt acolo. foarte agresive. Nu curge sânge, dar se trage, se împușcă, se aruncă cu grenadă, se înjunghie. Da. da, fără să. Toate acestea, ideologic, ne obișnuiesc cu agresivitatea și tot văzând lucrurile acestea, din toate sursele posibile, se obișnuiește creierul nostru cu faptul că, vă, face parte din viața mea. Agresivitatea, violența, e ceva normal. Mai văd un război, mai văd un terorism, mai văd o crimă, mai nu știu ce, mai aud. Ok, se obi ne obișnuim încet, încet. Și... După ce ai îmblânzit, cum ar zice Antoine Saint-Exupéry, da, în Micul Prinț, după ce ai îmblânzit uh, lucru de care înainte ți era frică pentru că era sălbatic, străin pentru tine, ajungi să-l uh, practici cu mai multă ușurință, să te desensibilizezi în fața urii, agresivității. Și asta vreau să spun, de ce o parte este neurofiziologică, da, creierul reptilian, ca bază a... a, a una, așa, agresivității și uh, ideologia aceasta care apare pe toate uh, canalele. Uh, chiar uh, râdeam odată cu, cu soția mea, îi spuneam lui, absolut, aproape fiecare film pe care îl vezi, pe indiferent de ce canal, uh. așa cum a spus noastră, este cu împușcături, cu, plus că îi, îi, îi induce senzația că erou pozitiv poate ucide de exemplu vin au mitraliere, au de toate uh, au pistoale, uh, sunt 20 de și el e singur și el învinge. Lucru da. care în realitate nu se poate întâmpla. Dar și în mentalul uh, colectiv se implementează acest lucru că domne tu ești puternic poți face orice nimeni nu te poate nu te poate Mentalitate da. de, de învingător adică îți dă iluzia. Că iluzia de da. învingător. Da. Ca da. să stai cu minte să te crezi important. Și știi ce face uh, copilașul meu. Luca de patru ani dacă se uită la desene și a, se uită la Spider-Man de exemplu da. se apucă și sare de pe un fotoliu, de, se suie pe masă, sare de pe măsuță. Mă, copile, ușurel, ușurel. Da. Deci, inclusiv la nivelul acesta, impactul este uh, pentru a spori încrederea aceasta în, uh, în sine, dar o încredere agresivă în sine. Și nu există la, și văd la din ce în ce mai multă lume, nu există acele limite de care vorbisem noi în uh, emisiunile anterioare. Exact. Da. Pentru că da. limita, singura limită, este neo limits. Fără limite. Da? da. da? Tu îi bas pe toți, tu îi învingi pe toți, tu ești eroul uh, eroilor. Și lucrul acesta, categoric, necanalizat educațional, duce la transformarea agresivității, care, repet, este o motivație intrinsecă. Să putem realiza acțiuni, să putem susține consecvent comportamente, să ne atingem țelurile pe care le avem în viață, se transformă în, în violență, într-o excrescență, într-un cancer al agresivității. Asta este violența. Da, chiar că, gândindu-mă acum la ce a spus dumneavoastră, agresivitatea, iată, este pozitivă în sport. Când acolo, voi. bine, sunt niște reguli, că acolo sunt reguli pe care trebuie să le respecti, pentru că imediat îți arată la fotbal cartonașul galben, în alte locuri atenționări din partea arbitrilor, dar acolo, într-adevăr, agresivitatea e pozitivă, adică să dai totul din tine să obții performanță cât mai cât mai înaltă. Dar da, cei care fac sport de, da. de performanță Manțea. și cultivă agresivitatea în mod controlat. Da, și acolo, într-adevăr, e pozitivă. Este pozitivă. Da, sigur că da. cum putem recunoaște semnele precursoare ale violenței? Da. Adică să, cumva să, să vedem intrauterin. 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 Deja? Da? Știți, omul este o persoană. Au, ce mă lovește în burtă, zice mama. Uite ce împinge cu piciorușele, cu mânuțele. Cu... Da, de atunci spune ființa umană, sunt om. Sunt persoană, mă manifest, mă exprim, îmi spun punctul de vedere. Sunt agresiv. De atunci, așa suntem făcuți, așa suntem lăsați, pentru că agresivitatea servește supraviețuirii noastre. Ce s-ar întâmpla dacă nu am fi agresiv cu noi dimineața, când am mai dormit, mai ales când am apucat să ne culcăm la nu, 22, când zice că e ora cea mai bună pentru somn să prins două ore înainte de miezul nopții, da, suntem obosiți dimineața, vrem să ne culcăm. Corpul ne trage capăleul în savană. Stai și culcă, te odihnește-te. așa, da. cape și bogatul din Evanghelie. Ai tot ce trebuie, mănâncă, bea, veselește-te. A, uita de suflet. A, acum, culcă, te odihnește-te, dar nu poți uita de servici. Dacă nu ai agresivitate cu tine să spui confortului pe care ți-l cere uh, psihosomatica ta, stop, mă scol acum când mi-e de greu. Opresc alarma la telefon, nu o mai pun 5 minute, mă duc, mă spăl, plec la serviciu, mă îmbrac, plec la servici, Nu se întâmplă nimic Deci pentru asta e nevoie de un curaj și agresivitate Ca să mai cumulăm un termen Adică de o voință da? Este esențială în toate etapele vieții în a, Deci în afară de, ca să zic așa, poate îmi dați dumneavoastră un alt exemplu, acum nu vine în cap Deci în afară de iubire agresivitatea este uh, peste tot. Și în iubire este agresivitatea. Deci în afară de perioada aceea a iubirii, e necesară voința și agresivitate. În afară de perioada îndrăgostirii, când amândoi sunt orbi și au fluturi în stomac, așa... Celelalte perioade când fluturii, cum îmi place mie să zic, se suie în cap după 10, 15, 20, 30 de ani de căsătorie și încep să vezi și defectele celorlalte, te dezorbești, te dezvrăjești din îndrăgostea alea. Ține vreo 2 ani, zic unii specialiști, alții trei, mă rog. Variază și în funcție de factorul uman. După aceea trebuie să te lupți să iubești. Cât de mult ne luptăm să iubim pe copii. Să nu-i lovim pe copii. Nu mai e voie acum. Și o luptă enormă în vest pe chestia asta și vine încet încet și către noi. Copiii să fie separați de părinți, să ne educe ideologia. Ca nu să e regulă. Păi asta este o altă agresivitate. Sigur da. că da. Nu e cu pistolul la tâmplă, ci este cu gulu, -gulu. Și atunci uh, uh, întâlnim această agresivitate peste tot. Inclusiv în iubire, nu? Că ne abținem să nu fim agresivi cu copiii. Uneori Poate unor părinți le scapă o agresivitate verbală, fizică sau non-verbală, o privire de furie. Deci peste tot ea este prezentă și dacă nu e canalizată corespunzător, duce la escaladări ale conflictelor. Da, am putea vedea noi... Bine, e agresiv, că așa ne e firea, cum ați spus, da? Am putea depista înainte trecerea de la agresivitate la violență? Da. Deci să-l vezi că, bine, e agresiv, în limite normale și pozitive. Și am putea să, să vedem germenii violenței înainte ca ea să se producă, să explodeze? Da. Îi vedem și îi simțim. Um, ce se întâmplă? Înainte de a erupe vulcanul, sunt niște bubuituri Da. Da? Înainte de a veni uh, inundația Sunt niște ploi Deci nu e cer, să senin și vine viitura Înainte să lovesc, să jignesc, să atac pe cineva Simt o furie Sunt niște cuvinte E o nemulțumire Este ceva acolo Dacă las lucrurile să se coacă, să crească în mine pe modelul bulgărului de zăpadă, ele cresc. Gândurile noastre sunt foarte contagioase. Am făcut un exercițiu cu cineva. Și ci, domnule, eu nu gândesc nimic. E totul blanc. Nimic. Nu se poate așa ceva. Hai e. să vedem. Ea scrie un, un cuvânt. Scris un cuvânt. Te rog, uite, în 5 minute scrie tot ce-ți vine în legătură cu acel cuvânt. A făcut acolo un soare radial, acolo numai 4 zi. Ia fiecare cuvânt pe care l-ai scris și de la fiecare mai scoate câte cuminte îți vin în cap. A ieșit acolo un arbore uh, filologic, să zic așa, uh, foarte mare. Deci gândurile noastre se contagiază unele de la altele. Și atunci, foarte ușor ne influențează ne influențează ce auzim, ce se spune violent, modul în care se comunică violent. Toate acestea ne influențează. Și mai contagioase decât cuvintele sunt emoțiile. Față de un cuvânt să zicem cumva poți rămâne rece, însă emoțiile sunt calde. De aceea zice, stai bă puțin să judecăm la rece. Ce înseamnă asta? Să răcim un pic creierul reptilian, sistemul limbic unde sunt și responsabil de emoții și apoi să luăm o decizie cu neocortexul, da? cu fruntea. Aici ai centrul autocontrolului, cum am mai discutat. Dar orice informație intră în noi, intră prima dată sub formă afectivă. Și apoi o judecăm dacă e bună sau este rea. De aceea, când ați dat exemplu la începutul întâlnirii de astăzi, Că acel tânăr cu școală și-a junghiat prietena și ea cu școală, do -am, do -am, doi oameni inteligenți s-au junghiat, ei au simțit furia, a fost scandalul, a fost neînțelegerea între ei, însă neoprindu se la timp, da? afectivitatea le-a inundat, le-a întunecat puterea de judecată limpede, lui și astfel a, și al ei, că nu s a oprit la timp și astfel a ajuns la gestul acesta uh, criminal. Deci e important să știm cum funcționăm și să ne oprim la timp. Să ne oprim la timp. Zic și Sfinții Părinți, Ce? bun, zici că ai rezolvat-o cu păcatul respectiv. Care o fi el? Ok, în regulă. Acum nu mai sunt în niciun pericol? Ba ești. Cel ce stă să ia seama să nu cadă. Evită contextele, evită declanșatorii, trigării, factorii, situațiile în care ți se pune pe tavă ispita pentru păcatul de care tu, sau comportamentul de care tu ai scăpat. Da? Adică n-are rost să forțezi nota. Pentru că e ușor să revii și să cazi. Face parte dintr-o înțelepciune a preveni pericolul. De aceea poți preveni ca agresivitatea să devină violență? Poți. Să o iei din timp. Să fii foarte vigilent, foarte atent, că ușor o discuție banală în familie poate degenera în conflict, o, la o petrecere o glumă spusă într-un fel și altă persoană care o percepe și nu se oprește și își rostogolește gândurile și le contagiază și afectiv apoi și se gândește că a avut ceva cu el, poate degenera într -o, din petrecere într-o ceartă. De aceea trebuie să fim foarte, foarte atenți la acești declanșatori și să-i oprim din timp. Că, după ce Bolovanul se face mare, e greu de oprit când a pornit uh, la vale. Da. Mai este o situație foarte curioasă în care cei care comit acte de violență, deși sunt conștienți de uh, rezultatul faptelor și de consecințele foarte grave asupra, asupra lor, nu reușesc să, să pun acea stabilă. Și vă dau două exemple. Mm. Uh, unul, doi bărbați au un conflict și spune unul dintre ei, bă, eu te omor, știu că ajung la închisoare, dar nici tu nu, nu mai trăiești pe lumea asta. Și se duce și îl omoară fiind conștient că va urma o pedeapsă aspră. Sau altul, uh, gelos că l-a părăsit uh, soția pentru altcineva, zice, dacă nu ești cu mine, nu vei fi cu nimeni. Te omor și după aceea mă omor și eu. Deci și aici... Shakespearean, așa. Da, Shakespearean, da. da. Uh, el, eu zic că orice om ține la viață. Nu vedeți că facem când ajungem bolnavi, facem tot posibilul ca să ne salvăm, să uh, ducem asta. El, el, în acel moment, nu mai, uh, nu mai. Deci, depășește această frică și, într-adevăr, așa face. Unii reușesc să moară, alții îi salvează, după ce urmează în grei de pușcărie. Deci, ce se întâmplă în, uh, în mintea lor de nu pot pune, deși conștienți că la care e neconștient, are un moment de furie, deci după aceea o leu să trezește, băi, ce am făcut? Ce se întâmplă în mintea lor? Adâncul. Adâncul e, e foarte important. Acolo trebuie văzut ce s-a acumulat. Ce s-a acumulat de-a lungul vieții, experiență, de agresivitate, de violență. Știți, noi, noi socotim violența, nu știu, când e făcută în ghilimele așa, om mare. Măi, aia este crimă. Aia este violență, știi, când cineva lovește pe altcineva, un adult lovește pe altcineva. Însă, când un copil lovește alt copil, ce mă nu-i violență? Aia sunt copii, ce să le faci? băi, e violență. Cum exact. Semn? Și le lăsăm aceste lucruri să, să crească și ajung mari să practice o agresivitate de genul acesta, care cade sub incidența legii. Pentru că atunci când lucrurile sunt mici, zicem, lasă că este ok. Da. Nu avem timp, suntem ocupați cu munca, dăm, lăsăm pe școală să se ocupe de educația totală a copiilor noștri uh, și atunci nu ne facem datoria. Deci este o istorie a agresivității care se transformă în violență în felul în care am crescut, în felul în care ne-am comportat, în felul în care ne-au învățat părinții noștri sau i-am văzut pe părinții noștri că se comportă față de, de noi. Poate noi n-am fost agresivi când am fost mici, dar ne-au bătut părinții. Și atunci dacă părinții uh, l-au lovit pe copil, acela când se face, ce învață de la părinți. Agresivitatea și violența. Că dacă îl tratau cu blândețe, cu înțelegere, cu înțelepciune, învăța blândețea, înțelegerea și înțelepciunea de la părinții. Și atunci asta ar fi o linie. O linie care ne luată în seamă de la început se face mare și este de neoprit Știți? Ca și cu un copăcel Dar când este mic, crește strâmb Îi pui o proptea, se îndreaptă După câțiva ani îi se îngroașă nu, Trunchiul, îi se consolidează fibrele acolo Și nu mai poți face nimic decât să-l tai Dar niciun ca să-l îndreți Asta ar fi o, o chestiune de luat în calcul Doi, ce urmărim? Ce vedem? ce bagi în moară, aia macină. Până să strică. Dar aia macină. Tendința e să macine ce bagi pe moară. Atenție ce privești. Atenție ce citești. Atenție ce asculți. Atenție ce filme preferi. Pentru că toate acestea vin pe un fond. Iar fondul este de adrenalină, de cortizol, de stres, alți hormoni care susțin Uh, uh, agresivitatea, susțin uh, stresul, încordarea, frica și atunci devenim agresivi. Frica iar este un factor foarte important care generează agresivitate. Și un câine încolsit este mai periculos pentru că se apără. Dar e motivat oarecum. E motivat însă da. noi trăim foarte mult astăzi, sau oamenii trăiesc în ziua de astăzi, foarte mult în frică. Nu mai este o stabilitate. Nu mai da. este o previziune a zilei de mâine. Am tot dat exemplu acesta. în 89 părea că se luminează, vedem raiul la orizont, un orizont apropiat. Da. Și uitați cum sunt lucrurile. Uitați unde e țara noastră. Dacă în anii 90 îți spunea cineva în 2024 un sfert de Românie va fi plecată dincolo, da? Dacă în, spunea cineva, în 2024, în școli se va preda educația pentru sănătate, adică n-ar fi rău educația LGBTQ și alte litere, A, așa, cazuri concrete. Profesoara i-a pus, uitați-vă, la un eveniment. Cu tentă. Da? Da. De autosatisfacție, să zic. Da. În general, poate să uite și. Da. Copii. <laughs> uh, și copiii s-au rușinat. S-au început pe sub bancă, se jucau pe telefon, le era rușine să. Da. da. Se întâmplă. E firesc. Copiii au un bun simț. Eu dacă se întâmplă prin casă să umblu, nu, no, mă duc de la baie, fac baie, mi-am luat vestimentația rudimentară pe mine și mă duc, sau mă duc după prosop și mă uit să nu fie nimeni prin casă. Dacă mă vede da, băiatul meu, Justinian, ce adică ai grijă cum umbli prin casă. Copiii au un bun simț. Să nu ne batem joc de el, să nu îl sfidăm. Cu unii, unii. Până la o vârstă. Toți, ne naștem toți curați, da, frumoși, adevărat, da. buni. Restul facem noi oamenii prin liberul arbitru, repet, prin ideologie, prin tot, prin media și prin educația mai mult sau mai puțin inspirată pe care le -o facem copilor noștri. E un bun simț toți ne naștem, cu un bun simț curați și, și frumoși. Um, da. Deci, um, e foarte important să avem... Uh, în vedere lucrurile acestea și să nu forțăm bunul simț. Și a amenințat. Uitați-vă! Vă dau notă mică! Vă... Da. Deci, iată, lucruri care vin violent în viața noastră și pe fondul acesta antropologic, fiziologic, da, cu care suntem deschiși spre violență și spre agresivitate, revenind la Freud, care, na, mă rog, cât a făcut el, câtă psihologie, mai mult sau mai puțin științifică a făcut el la vremea lui, mă rog, nedovedită în mare parte experimental, intuițiile lui au fost unele fundamentale și au fost dovedite, apoi și experimental, depinde cu instinctul agresivității și al sexualității. Da. Acum, nu peste tot, numai sexualitate și numai tot ce facem, inclusiv sfințenia oamenilor deosebiți care trăiesc o viață în Hristos, o viață după Dumnezeu, după rânduiala bisericii, sublimează sexualitatea, cum ar zice da. Freud. Da. Nu e chiar așa. Uh, pansexualismul a fost demontat nu de teologi la Freud, și teologii au scris despre pansexualismul lui Freud, însă a fost demontat de psihologie, adică nu poți reduce omul numai la pur și simplu la sexualitate, să fim serioși. Nu toate deciziile sunt pe baza uh, deversării sexuale sau acumulării energiei și diversificării ei în diferite activități inclusiv artele, reușitele, performanțele intelectuale ale oamenilor de geniu, sunt neapărat un produs al instinctului sexual valorificat, canalizat cum trebuie. E adevărat că mulți mari artiști și creatori și deștepți și supradotați și genii au avut și vieți destul de colorate sigur că i-a stimulat și chestiunea asta să scrie poezii, că dacă ești o supărat, posomorât, neiubine, neiubi, nimeni urât, n-ai chef să te apuci să scrii poezie sau să inventezi ceva sau să compui, să -ți... trebuie să trăiești viața uh, plenar. Numai că este o, plenari, o plenaritate plată, orizontală, plăceri, mâncare, băutură, așa, distracții și o adevărată plenitudine care este pe, pe, verticală, când hrănești și sufletul și când și Aristotel și Platon și Socrate, deci toți au spus că plăcerea obținută prin, prin plăcere trupească sau distractivă este episodică. Durează puțin și e nevoie de un timp până să poți să te simți bine. Pe când plăcerea în urma virtuții, în urma cumpătării, în urma abținerii, este mai dureroasă momentan, dar durează mult mai mult, pentru că îți crește încrederea în sine. Eu te vin acum postul uh, Sfintelor Paști, da? Începem postul uh, Sfintelor Paști. Ei, uh, acum e un moment să ne canalizăm agresivitatea noastră. Voința ne abține să mâncăm uh, de dulce. Nu va fi ușor. Dacă vom reuși chestia asta până la Paști, cu siguranță ne va fi inima așa ca și cozonacul. Băi, uite, am reușit să fac chestia asta. Ce bun sunt, ce tare sunt. Și nu doar că eu câștig uh, în autocontrol, în voință, în stăpânirea agresivității și în încrederea în sine. Voi fi reușind să postez exers, exersându un mușchiul acesta la autocontrolului. Uh, voi reuși să-mi stăpânesc agresivitatea și nu numai pentru ce intră în gură, și pentru ce iese din gură. Și bărfesc mai puțin sau vorbesc mai uh, mă abțin să spun cuvinte urâte sau să fiu violent verbal cu, cu tine. Deci faptul că reușim să postim, dacă am luat exemplu acesta, este o chestiune care se generalizează ca efect benefic și ca influență benefică asupra întregii personalități și asupra tuturor gândurilor și comportamentelor noastre. Adică viața noastră, stilul nostru de viață se va îmbunătăți. Însă pentru asta e nevoie de, de, efort. Deci de asta spun că plăcerea obținută prin efort, este, prin efort, prin asceză, prin cumpătare, prin valori, este mult mai de durată decât, nu știu, a mânca ciocolata de jumătate de metru acum. Sunt și ciocolăți din la jumătate Aici de metru. este și o, cum să zic, și o componentă cu ciocolata fiziologică, că declanșează acele endorfine care îți dau o stare de bine. Endorfin, și... Endorfine, oxitocine, serotonine, da. bun. Hormonii ai fericirii, nu? Co Cortizol și da. adrenalină și noradrenalină. Bun, dar le poți obține și altfel. Da. Obțin oxitocină și serotonină, și fericire, și chimia plăcerii, da, mâncând-o jumătate de metru de ciocolată. Ok, pe loc o obțin, până o mănânc. Mm, ce bune. Și după aceea, toată ziua mă gândesc la problema mea. Da? Zice că nu există un om din patru, din patru, unul din patru, care se uită în oglindă dezbrăcat și îi place de el. Unul din patru poate, da. deși cred că e o cifră generoasă, un procentaj mare, unul din patru. Cred că mult mai puțini sunt mulțumiți de cum arată. Și chestiunea asta o au oamenii, chiar dacă nu vorbesc despre ea toată ziua. Da. Ei, în momentul în care au mâncat 50 de centimetri de ciocolată, li se activează chestiunea și stau, băi mă uite ce urât sunt, uite ce gras, uite că partea a corpului e deformată. Măi, n-am făcut nici sport, am tot zis că mă apuc și n-am apucat, am zis că trebuie să fac o tare. Și atunci te bucur că mănânci ciocolata aia în o jumătate de oră, dacă te bucuri o jumătate de oră, și după aceea, o zi întreagă sau zile întregi, mergi pe background-ul ăsta cu care ești obișnuit, nu sunt frumos, trebuie să fac ceva să slăbesc sau să arăt mai bine, sau să după modelele și fotomodelele pe care tot ideologia de presă ni le pune în față. Și atunci, ce preferi? Să, fiu, să fii fericit mâncând o ciocolată acum și pe urmă toată ziua să-ți reproșezi că nu ești în stare de nimic, că până la urmă gândurile duc la... dacă le lasă ducă, de pare că ai făcut o crimă. Da, da un genocid faptul că ai mâncat o ciocolată. Da. Sau te abții și îți cultivi încrederea în tine. Am putut am reușit să mă abțin. Că până la urmă asta nu merge singură de pe masă la gură. Nu merge singură. Comandă creierul. M-am abținut, am avut autocontrol, sunt cumpătat, sunt bun. Și în timp, făcând lucruri de genul acesta, începând de la a nu mânca o ciocolată până la azi, până la nu mânca o ciocolată cu lapte, tot postul. Se obișnuiește neurobiologia noastră, se creează acele autostrăzi neurale prin care ne obișnuim cu noile comportamente pe care le facem, la început cu efortul pe cu tot mai puțin efort pe măsură ce organismul nostru și psihosomatica noastră se obișnuiește cu aceste noi comportamente și ele devin ce? A doua natură. Obișnuință care, nu zice românul, este a doua natură. A doua. Și ne va fi tot mai ușor. Ne va fi tot mai greu, tot mai ușor să facem efort. Orice sport, ziceați de sport, începi a. un sport, e greu la început. Da, joc fotbal. Pe aia să încep să vă că rezist la alergat și fug. Și e greu să alerg, nu să zicem la început, 5 ture de stadion. Bun, ok. Dar făcând asta zilnic, o să ajung în luni de zile să alerg foarte bine 15 ture de stadion. Și să-mi fie tot mai ușor. Ceea ce înainte îmi părea imposibil. Important e să fiu constant. Și atunci, reușind asta, dobândesc adevărata fericire. Și încredere în sine și forță și în felul acesta îmi canalizez agresivitatea în favoarea mea. Că o să am un stil de viață fericit, nu în defavoarea mea, certându-mă, mustrându-mă că nu m-am putut abține în fața ispitei dulci. Încheiem aici astăzi emisiunea. Vom continua să discutăm despre agresivitate este, și elar, violență elar, estelar elar, și e. vinerea viitoare. De Vă exact. mulțumesc pentru prezența în emisiune. Mult drag. Nu mai bine, la revedere. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.